Sakra. Și ce mai ziceți, copii? Încă puțin și vine vacanța de iarnă. Și gata, scăpați de mine. Yay, bă, dar de când așteptam momentul ăsta... Dar eu nu vreau să scap de dumneavoastră, domn profesor. Mie îmi place la ora asta. Bine, chiar dacă uneori ajungem să fim prinși prin peșteri sau niște cuși capturați de un psihopat, eu tot vă iubesc. Vai, dar mulțumesc, Mimi. Totuși să știi că nu-ți dau 10 dacă mă lingușești. Of, viață crudă. Da, și nu a rămas să mergem să-l găsim pe directorul ăla până nu e prea târziu? Da, chiar fă, parcă așa a rămas. Gata, v-ați speriet și vi s-a luat de ideea asta. Nu mai mergem până la mama dracu după el? Ca de obicei de altfel. Auziți? Ba da, trebuie să mergem ca să rezolvăm odată pentru totdeauna problema asta. Dar înainte de the end, așa cum îmi place mie să-i spun, ce ar fi dacă împreună am face așa o recapitulare a tuturor momentelor petrecute împreună, cu bune și cu rele, așa cum zicea Mimi cândva. Da! Eu mi-amintesc că... Da, fă, arată-ți moca aia dacă ai curaj. Eu sunt... Ce? PewDiePie? Dar de ce? De ce tocmai tu? Nu este evident de când cu articolul 13 mimurile vor fi interzise. Da, fă, dar voi vă mai amintiți când... Uau, ce semeni cu proful! Zici că sunteți una și aceeași persoană! Așa... Dar mie nu mi se pare. Nici mie. Ah, și mai era și el. Pink? Ei, bună tuturor! Mamă, să moară mămicica mea! Dar voi mai știți că... Ce mai strică mie afacerile proful ăsta, mâncaia! Oh, dar ce avem noi acolo? Încetișor! Taxă de transport! Pa-pa-feliz! Nu o să-mi fie dor de voi! Viața e crudă cu Vijay, dar nu la fel de crudă ca atunci când... Dați-vă pentițele alea de modat în jos de pe cap și luați astea! Fă, dar asta ar putea fi cea mai mare prostie pe care am rost-o în viața mea. Da, s-ar putea să meargă. Da, dar dacă nu eram eu când am făcut chestia asta... Apoht, bani, cine-i huinde, îi păstrează. Nu! Bravo, băieți, ăsta da plas hălucit. Ce? Eu v-am spus, n-ați avut încredere în mine? Aveți dreptate, dar pe vremea aia când... Cu ce rește asta? Oh, nu mai pot să văd! Haideți, repede, voi luați jurnalul și eu mă duc să-mi scot pe Jimmy de acolo. L-am luat. Nu o să scăpați cu asta. Cum trebuie să se deschide chestia asta? Aha. Haide, trebuie să tulim de aici. Haide, să ieșim. Vai, ce frumos era, cu toate că nu prea, eu încă mi-amintesc. Și, Doriane, cum a fost? Văd că e cam omorât, nu glumă? Pe locul 1 este... Dorian? Da. Ce? Ce? Când să-i note și pe ei că m-a concentrat prea mult pe mine? Mi-a dat o lacrimă, dar mai țineți minte atunci când... Dar locul ăsta îmi pare cunoscut de undeva. Nu aici am găsit noi pentru prima oară. Hei, scoate-ne de aici, nu merităm să ne faci una ca asta. Of, Mimi, săraca de tine, nu știi prea multe. Da, 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 ba, 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 da, totul până la... Cine rege pe... Pe... România! Carmen de la Sălcioa? Ce? Mamă, ce poveste am să spun acum. Eu încă mi-amintesc pe atunci când... Bă, vine proful! Băieți, ce faceți mai? Treceți imediat înapoi la școală? Imediat după ce-mi faceți și mie o cinste cu o bere, că nu v-am trecut absențe! Yeah! A venit! E deschis, bă! Dar ce-i cu rapandula asta la noi în clasă, domn profesor? Bă, ce se termină orele, Abby? Mă
jur că te calc în picioare. Copii, el va fi noul vostru coleg de clasă pentru următoarea săptămână. Păi eu încă nu pot să cred că am făcut asta când... Lasă-ne jos, Matahala! Nu vei scăpa de pedepsit pentru asta! Aha, deci de asta mi se părea mie prin portal că sunteți altcineva. Da! Noi chiar am trecut prin multe împreună, nu-i așa? Taci, dracu, fă, că-mi dau și lacrimile aici. Ce frumos a fost! Așa e, proful. Am fost o gașcă pe cinste. Nu-i așa, băieți? Da! Acum, haideți să-l capturăm pe directorul la nebun înainte să ne ia și amintirile astea. Gata, copii? Mai pregătită ca niciodată! Haide, fă! Totul e din ce în ce mai clar, iar neghiobii ăia încă nu au ajuns? Oare? Ce spunea Mimi atunci? O avea dreptate? Prostii! Doar prostii! Nu au dreptate! Iar când o să vină momentul ăla și o să mă înțeleagă cu adevărat, și ei și restul lumii o să regrete momentul în care s-au pus cu mine!